Probabil unii dintre voi o să mă urască acum, dar tocmai am primit de la Altex nou World of Warcraft Legion, cel de-al șaselea expansion pack pentru celebrul joc. Ideea e simplă. Noaptea asta la 12.00, adică 0000, în magazinele Altex din Cluj, Sibiu, Ploiești, Iași, Constanța, Galați și Buzău, puteți deja să vă cumpărați nou joc. Voi să vedeți asta a doua zi, deci nu prea vă mai ajută știrea asta, dar începând de azi, adică marți, 30 august, puteți să găsiți nou World of Warcraft Legion în magazinele Altex. Eu nu mă joc World of Warcraft, așa că o să fac un giveaway, să vă-l dau vouă, celor pasionați de World of Warcraft, dar asta când o să facem 2000 de abonați. Episodul de azi este despre un concurs de mâncat iute aici la Cunai și alături de mine este, stai așa, vină mai jos, așa, este aia. Bogdan Pricope. Dacă aia, nu știți, e super wide asta, super. Da, este 8 mm aici. Super. Hai să vedem ce... Ana, te bagi la concurs sau nu? Hai să vedem dacă te mai primesc. Hai să vedem. Hai! You're going on YouTube. Este Andra și o să ne explice ce se întâmplă aici în această seară. Se întâmplă așa, primul concurs de mâncat picant din România. O să fie trei feluri de mâncare, o salată picantă, o supă și un curry tailandez. Oh, de capul meu. Și fiecare e în ce în ce mai picant. Și bine că nu particip. Cine trece de primul fel are dreptul să intre în etapa următoare la următorul fel. Da. Și tot așa. Cine ajunge în finală, mă rog, cine termină, cine golește farfuriile, o să primească o zi cu N Ampa One. Așa. Care o să meargă cu ei la cumpărături de ingrediente, o să le arate cum se gătește mâncarea tailandeză, o să fie un workshop practic de gătit, pe care seara o să vină la restaurant cu cineva drag. Cum se zice expresia aia, să vii cu cineva drag. Poți fi și sau cu vreun dușman acum. Exact, poți să vii cu cineva. Hai să-ți arăt, am fost la un restaurant, exact. Chestii bune. Și vorbești cu băieți, fii atent, că aici au așa, au mild, au spicy, au mama's spicy și au N spicy. Deci dacă vii cu cineva care nu ți-e drag, cer N spicy, pentru că este... Ți-a fost foame, mă, băiatu. Nu, no, Bogdan, încercăm și noi unde ăsta? Haide. Haide, capul meu. Cred că o să regret asta. Tot? Ei, un pic, vedem cum e. Hai. A, mă, merge, ce? Cred. Oh, cred că se simte. Da, e atâta, e suficient. Lăsa-ți, gata. We were made in his image, then call us by our names. Some intellects do not believe in God, but they fear us just the same. Iată-l și pe Bogdan. Ce-a făcut, Ana, a renunțat? Mhm. 4 minute. Ia cu limonadă, ia cu limonadă, ia cu limonadă. Poate fierbinte, nu-i corect. Hai de cap, ia. Câte porții pentru reporte? Una? Micuță. Nu mai mult de două, trei linguri. Aole, dar mi-e frică, frate. Uite! Dacă iau doar zeamă, așa. E zeamă. Ia cu încredere. Ho! Da, cred că o să rămân la Christmas Strips. Hai mă, ia ca lumea! Hai mă, ia ca lumea! Bați-o în sap, bați-o în sap! Vlad! Aaa, mă, ce ai luat un vârf de linguriță? Hai mă, alo! Am luat o lingură de-aia ca lumea! Ce lingură? N-am, am lingurița! Tu că-ți dau lingură! Ia, ia o lingură de-aia, simți și tu! Te ajut!
Hai. Uite-mă, l-o tot incluită. Bravo, Vlad, sunt mândri de tine. Deci oamenii ăștia sunt adevărați eroi, frate. Cum se mănânce atât de picant? Atât de picant. So you like to torture people like this every no, time? No, not every day, not every day. From time to time. When you gonna get tortured by me? Oh, never. No, never. We have a winner! Acum un mesaj pentru bărbații de la masă, da? Lasă înghită, sora. Da, mă, uite, să iau și o fidea de asta. Mama, cred că am luat-o să-mi blestem zilele, nu? Ia. Haide. Mai au gură, adică... Ce-a fost aia? Nu, gata, nu să-și facă efectul. Hai, mă, că mai au gură. Mai au gură? Ia, mai au gură. Nu mai. Nu că simt cum vine acum. Da, felicitări celor care au mâncat până acum. Gata, la revedere? Gata. Ne vedem când ne întâlnim. Felicitări. Mersi. Inițial nu voiam să vorbesc despre subiectul ăsta, dar având în vedere că are legătură cu comunitatea din care mai nou fac și eu parte, am zis că e un subiect de discutat. Mă refer evident la YouMeet, întâlnirea vloggerilor ce a avut loc sâmbătă la Romexpo și care n-a ieșit chiar cum ar fi trebuit să iasă. Chiar aș fi vrut și eu să particip la această întâlnire, însă, mă rog, mi s-a dat un pic programul peste cap și n-am mai putut să ajung. Și am fost un pic surprins să văd pe urmă știrile prin presă legate de haosul care a fost acolo. Am văzut și la Bogdan Pricope pe vlog un scurt review de cum a fost. El e oricum mai optimist și n-a fost foarte deranjat de haosul creat acolo. Ca un om care acum un an a trecut printr-un eveniment foarte tragic la colectiv, pot spune că sunt dezamăgit de faptul că încă nu s-a învățat nimic și că în continuare oamenii înghesuie într-un spațiu mult mai mulți oameni decât ar trebui. Da, ok, foarte bine că au mutat pe urmă lumea, dar nu trebuia să se ajungă la asta din primul rând. Știau în principiu câte bilete au vândut, ar fi trebuit ca în momentul în care se atingea capacitatea maximă a sălii, inclusiv cu biletele cumpărate la fața locului, să se oprească sau să facă două sesiuni. Împărțeați oamenii în două sesiuni. Ok, intrau primii, făceau poze, vorbeau nu știu ce, pe urmă, pac, ieșeau și mai făceați încă o dată cu restul oamenilor. Înțeleg și decizia părinților care au chemat jandarmeria, poliția, ISU să ia măsuri, pentru că aparent organizatorii nu au avut grijă de bunăstarea tuturor celor prezenți. Ok, înțeleg și pe ei, n-au experiență, dar tocmai pentru că n-aveau experiență trebuia să apeleze cumva la cineva care a mai organizat ceva remotely asemănător. Fie că era o conferință de 20 de persoane, fie că era, nu știu, un eveniment mai mare. Da, mi-a plăcut inițiativa, e foarte fain. E foarte fain ca youtuberii să întâlnească cu fanii lor, însă și mai important este ca fanii lor să fie în regulă și în siguranță atunci când se întâlnesc. Legat de întâlnirile cu youtuberi, mă gândeam că ar fi foarte fain să organizăm și o întâlnire a youtuberilor mici. Mici nu ca vârstă, ci ca număr de subscriberi, nu știu, cei până în 50.000 de subscriberi, să ne întâlnim și noi, odată să ne cunoaștem noi între noi și odată să ne cunoaștem micile noastre comunități. Poate nu o să strângă nici 300 de oameni, poate o să strângă 2000 de oameni, habar n-am. E important să ne cunoaștem și noi subscriberii și evident la evenimentele mari nu o să fim momentan invitați până nu depășim și noi probabil un anumit nivel sau până nu ne împrietenim cu restul găștii de youtuber mari, dar mari ca număr de subscriber, pentru că momentan cam toți sunt în jurul vârstei de 18, 20, 22 de ani. Îi apreciez foarte mult munca youtuberilor de până acum. Au muncit foarte mult ca să ajungă unde sunt acum. Poate în momentul de față pentru mine e mult mai ușor să
cresc ca număr de subscriber, să-mi cresc o comunitate decât le-a fost lor acum 4-5 ani când s-au apucat de treaba asta. Și chestia care îmi place foarte mult la YouTube este că stimulează creativ tinerii și îi văd cum fac diverse clipulețe, mai mult sau mai puțin amuzante, mai mult sau mai puțin creative, dar îi face să gândească și să își dezvolte niște abilități pe care în mod normal nu și le-ar dezvolta. Cam atât despre YouMeet și despre YouTube. Vă mulțumesc că mă urmăriți și ne vedem mâine!